Conferință cu surprize astăzi la sediul PNL Olt. Președintele Liviu Voiculescu și cei doi vicepreședinți, Marian Vasile și Daniel Tudor, au oferit flori doamnelor și domnișoarelor și le-au dedicat cântece. Întâlnirea a debutat însă cu teme politice, liderii liberali anunțând că organizația ALDE Piatra Olt a trecut la PNL. Vreau să vă transmit că organizația ALDE Piatra Olt, în totalitate ei, în frunte cu președintele Sterie Ilie, care a și demisionat din Consiliul Local Piatra Olt, s-a alăturat și a revenit acasă, așa cum îmi place mie să spun, s-a alăturat PNL Olt. Miercuri seară eu am participat la ședința Biroului Politic Local de la Piatra Olt și toată organizația a semnat adeziuni. Liberalii olteni au anunțat că susțin decizia președintelui Klaus Iohannis de a retrimite proiectul bugetului de stat în Parlament. Președintele Iohannis a luat decizia de a retrimite legea bugetului de stat în Parlament pentru a fi reanalizată. Partidul Național Liberal susține acest demers și totodată solicităm coaliției PSD-ALDE să regândească pe baze reale, pe studii economice aplicate, această lege a bugetului de stat. Momentul neașteptat al conferinței a fost la final, când vicepreședintele liberalilor, primarul din Studina, Marian Vasile, a încântat jurnaliștii cu melodiile sale dedicate femeii. Sunt un om care iubește și respectă femeile și vreau să vă spun că vă doresc din suflet și dumneavoastră și tuturor femeilor din toată lumea multă sănătate, fericire, zâmbet, soare și bucurii. Pentru că fără femei, nici noi n-am fi bărbați. Și vă spun lucrul acesta cu toată sinceritatea. Să îndrăznesc la tine, scumpă doamnă, să spun ce gânduri zac în noi. Cum te privesc călcând de sculță pe diamante și noroi. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de al ce capturează regina neagră pentru veșnicie.